Conflictul dintre femei a izbucnit pe înserat într-un apartament situat pe strada Arieșului. Cele două dame tulburente și-au disputat atât de crâncen bărbatul dorit, încât una dintre ele s-a ales cu o plagă la nivelul capului. Cum s-a întâmplat, explică elocvent și cu detalii picante locotenent colonel Cosmin Jurcoveț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmerie Alba. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19 într-un imobil situat pe strada Arieșului din municipiul Alba Iulia și a fost semnalat prin apel la 112. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de jandarmerie și în apartamentul indicat a depistat trei persoane, un bărbat și două femei, una dintre femei prezentând o plagă la nivelul capului. Imediat a fost solicitată prezența unui echipaj de la ambulanță și după ce echipajul medical i-a acordat îngrijirii rănitei, s-a trecut la verificarea împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. A rezultat astfel că bărbatul locuiește cu chirie în acel apartament și duminică după amiază a fost vizitat de concubina sa. Au consumat împreună băuturi alcoolice, iar după un timp acestora li s-a alăturat încă o chiriașă din același apartament. După un timp, cei doi colegi de locuință s-au retras în bucătărie, fiind surprinși de concubina bărbatului în timp ce fumau din aceeași țigară. Între cele două femei a izbucnit un conflict spontan, în urma căruia chiriașa a fost lovită cu o cană de porțelan în cap. Presupusa agresoare a fost identificată, este vorba de o femeie în vârstă de 50 de ani, domiciliată în Alba Iulia, și existând suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea de către aceasta a infracțiunii de lovire și alte violențe, echipajul de jandarmerie a întocmit un proces verbal despre împrejurările constatate. Cercetările vor fi continuate de poliția municipiului Alba Iulia. Altfel spus, fum fără foc nu se prea poate, chiar dacă iscat de la o țigară împărțită, tovărășește la comun în chirie.